Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Cristian Borcea va fi eliberat din penitenciarul Jilava. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp de judecător. Colegul meu, Andrei Grigore, ne aduce mai multe informații. Andrei, bună ziua! Înțeleg că este o decizie definitivă, da? Bun găsit, doamnelor și domnilor, da, o decizie de eliberare, practic, din dată de tribunalul Ilfov, al lui Cristi Borcea, care știm că ispășea o pedeapsă în urma unei condamnări dată în dosarul retrocederilor din Constanța, dosar în care ne amintim s-au dat alte condamnări pe bandă rulantă la ani grei de închisoare. Iată că Cristian Borcea, după mai multe încercări în acest an, va fi eliberat în această seară de la penitenciarul Jileva. El a mai făcut o cerere de eliberare în luna mai, atunci însă Tribunalul București a respins-o. De asemenea, a avut foarte mare emoții Cristian Borcea și în luna septembrie, tot în acest an, când magistrații judecătoriei sectorului 4 au aprobat o cerere a fostului acționar dinamovist de eliberare condiționată, însă soluția instanței nu a fost definitivă și contestată ulterior de procuror. Mai departe au urmat emoțiile de astăzi, când din nou a așteptat Cristi Borcea de această dată de la Tribunalul Ilfov să vină o posibilă eliberare și iată, de această dată, după mai multe încercări, Cristian Borcea va fi eliberat în această seară de la penitenciarul Jilava. Acolo unde a fost încarcerat din februarie. Mulțumesc tare mult, Andrei Grigore. Mergem mai departe. Siegfried Mure.